Poate că multora dintre noi ni s-a întâmplat să găsim o monedă veche atunci când am făcut cura prin casă. În cele mai multe cazuri, după ce ne dăm seama că nu mai avem cum să o folosim, aruncăm moneda la gunoi. Ei bine, dacă acest scenariu vă este cunoscut, atunci este posibil să fie aruncat o adevărată comoară. O monedă care pentru noi nu valorează absolut nimic poate fi bijuteria coroanei pentru un colecționar. Mulți români ca din capcana de a avea impresia că singurele monede valoroase sunt cele vechi de secole sau poate chiar milenii, ori cele care au fost emise în țări îndepărtate. Însă realitatea nu stă deloc așa, iar o monedă pe care mulți dintre noi noi și amintim se vinde cu o sumă uriașă. Mai precis este vorba despre o monedă banală emisă în anul 1991. Aceasta reprezenta la acea vreme valoarea nominală de 50 de lei. Pe monedă mai sunt prezente două ramuri de laur, cât și o inscripție cu anul în care a fost emisă 1991. Iar dacă ne uităm pe partea cealaltă, vom putea observa inscripționat cuvântul România, alături de șapte perle, cât și de numele lui Alexandru Iancuza. Ei bine, dacă cumva ați găsit această monedă prin casă, aveți mare noroc dacă acest obiect banal încă nu a fost aruncat la gunoi. Deoarece moneda se vinde în mediul online cu suma fabuloasă de 400.000 de lei, atenție dacă aveți această monedă este foarte important să nu încercați să o curățați. Mulți oameni care descoperă monede valoroase folosesc diferite produse chimice sau alte metode pentru a curăța metalul acestor obiecte, crezând că le vor crește valoarea. În realitate, efectul va fi exact invers. Din cauza faptului că toate aceste metode vor afecta primul strat al monedei, valoarea ei va scădea considerabil, iar în loc de o avere ce vă va schimba viața, vă puteți alege cu nici măcar 100 de lei, relatează click.ro.